Bună ziua, sunt Cătălin Cornea. Astăzi exersăm cu țuții, nici n-ați văzut cum arată țuții, dar e ceva special. Elementul de aliniere la pas, da? Exercițiul de aliniere la pas cu câteva elemente pe care le folosim ca reper pentru ea, da? Fiți atenți! O avem pe țuții aici, este foarte mâncăcioasă, este foarte emotivă, foarte veselă și trebuie să ajungă să vină la pas. De exemplu, dacă stau așa, îi spun, hai, treci la pas, treci la pas, hai țuții, treci la pas, uite aici e la pas, da? Hai la pas, vino, treci la pas. Habar n-are nicio idee, dar dacă folosesc tehnica pe care o studiez de foarte mult timp și pe care o împărtășesc celor care lucrează cu mine, câinele face exact cum vrem noi. Fiți atenți, treci la pas. Hop! Și ajungi lângă picior. Observați? Mai facem o dată. Deci o am în față, tăc una sunt recompensă, întind lesa pe lângă picior. Apoi folosesc cuplul ăsta de forțe, se întoarce lângă mine și face alinierea. Astfel, cu ajutorul recompensei și cu ajutorul sugestii din lesă, fac cățelul să înțeleagă pentru care dintre toate mișcările pe care le știa sau le va învăța primește recompensa. Deci, ține în timp cât e preocupat de recompensă și după aia încep să-l torc mâna. Și a venit lângă mine. Bravo! Liber! Liber, iubita, iubita, liber, iubita, iubita, oameni, doamne, ce ne facem? Ce ne facem cu mai multa? Noi n-am făcut mai multa. V-a plăcut? Nu uitați! Orice crimă se poate dresa dacă la capătul lăsului se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Sunt Cătălin Cornea, până data viitoare, țineți aproape!